Creșa cu program prelungit numărul 1 din cartierul Tineretului este locul unde foarte mulți giurgiuveni duc copiii pentru a-i ști în siguranță. De câțiva ani, curtea creșei a prins viață. Mai multă culoare, mai multă curățenie și mai multă implicare au făcut ca această instituție educațională să fie din ce în ce mai dorită de către cei care vor să își știe copiii în siguranță. Așa se face că în fiecare an locurile sunt ocupate în totalitate, iar zeci de părinți se înscriu pe listele de așteptare pentru ca micuțul lor să poată ocupa un loc în situația în care un altul renunță. Doar 45 de copii pe an cu vârste cuprinse între un an și jumătate și 4 ani au posibilitatea să-și petreacă o mare parte din timp aici. Desfășoară activitatea cu program prelungit, începând cu orele 6 dimineața până seara la ora 18. Dimineața la ora 7 apar primii beneficiari cu copii, unde avem asistent pediatru zi de zi, unde face trierea copiilor pe grupe, unde se urmărește igiena copilului, să discută cu beneficiarul despre starea de sănătate, dacă au apărut ceva probleme între timp, urmează un tratament medicamentos care trebuie urmărit de către medicul care l-a administrat și comunicăm despre starea copilului, cum se adaptează, cum se integrează cu ceilalți copii din cadrul unității noastre. Deși luna august, conform reglementărilor în vigoare, este alocată curățeniei, numărul de locuri este ocupat deja la capacitate maximă. Potrivit coordonatorului creșei, pe lista de așteptare sunt înscriși 7 părinți care și-au exprimat dorința să-și aducă micuții aici. Instituția educațională reprezintă o oportunitate pentru părinții care nu au cu cine să îi lase pe cei mici acasă. Personalul format din cadre medicale le oferă garanția părinților că micuțului lor îi se acordă îngrijirea de care are nevoie. Cadrele medicale sunt preluate de către Direcția de Asistență Socială din cadrul Spitalului Județean Giurgiu, unde sunt numai asistente pediatre și principale și infirmiere. Cu o pregătire ireproșabilă, își fac datoria, au o relație foarte apropiată cu beneficiarii, plus și cu conducerea care ne coordonează. Câte persoane? Avem 10 persoane active, dintre care un bucătar, un psihopedagog și eu în persoană, coordonatorul creșii. Părinții care au copii înscriși la creșa numărul 1 din Giurgiu trebuie să plătească pentru o zi 8,8 lei, ceea ce înseamnă că pentru o lună întreagă suma se ridică la aproximativ 200 de lei.